Liviu Cotoșman susține că niciodată de când este primar nu a achiziționat terenuri pentru investițiile din localitate pentru că a beneficiat de bunăvoința și înțelegerea cetățenilor. De când sunt eu primar și am vreo 16 ani, niciodată pe vremea mea ca și primar nu am achiziționat terenuri pentru investiții. Toate terenurile planificate pentru investițiile executate la nivel de localitate am reușit să le obțin gratis de la cetățeni, negociind cu aceștia și găsind înțelegere, proiectele trebuia implementate imediat, motiv pentru care orice document întocmit de primărie, adică cu expertiza terenului și toată birocrația asta, presupunea amânarea implementării proiectelor sau chiar pierderea lor. Explicând aceste lucruri cetățenilor din localitate, cei care aveau posibilitatea să le pună la dispoziție astfel de amplasamente, au înțeles și am reușit astfel, prin negocierea cu acești cetățeni, să trecem în domeniul public al comunei amplasamente importante pe care s-au realizat ulterior investiții. Și vorbim de un amplasament de 2400 de metri, unde s-a amplasat o întreagă gospodărie a unei stații de epurare a apă. Terenurile primite de la cetățeni sunt folosite pentru bazinele de apă, stația de epurare, stația de filtrare, forajele, dar și pentru amplasarea unui parc de panouri fotovoltaice. În satul Grosimii, la fel am reușit să negociez și să primim cu titlul de donație de la un proprietar un amplasament de aproximativ 5.000 de metri pătrați pe care am planificat să se execute o investiție ce presupune montarea de panouri fotovoltaice pentru asigurarea energiei electrice, pentru pompele de alimentare cu apă, iluminat public și tot ce înseamnă domeniul public de pe raza localității. Și în satul Ruget, de asemenea, am obținut de la un cetățean cu titlu gratuit, adică fără primăria să fie implicată financiar, un teren de o suprafață de 5.000 de metri pătrați, unde am construit o gospodărie de apă, două puțuri forate de apă și un bazin de înmagazinare. Tot în satul Rugetu am primit, în urma unor negocieri și tot gratis, de la un alt cetățean, un amplasament în suprafață de 6.000 de metri pătrați, pe care l-am pus la dispoziție unei investiții noi, realizarea unei stații de epurare și pentru satul Rugetu. Cetățenii care au oferit aceste terenuri primăriei beneficiază de facilități din partea administrației locale. Am stabilit cu dumnealor ulterior, să știți că nu atunci când am negociat, trecerea din proprietatea lor în domeniul public cu titlu gratuit, am stabilit ulterior ca familia respectivilor cetățeni care au făcut donația către primărie să beneficieze de un consum de apă până în 8 metri cubi în fiecare lună pe perioada de viață, să zic așa, a cetățeanului donator. Adică cheltuiala nu e atât de mare, în sensul că un metru cub de apă la Roșia e 2 lei, mulțit cu 8, e 16 lei pe lună, iar valoarea terenului este de zeci de mii de ori mai mare. Trebuie apreciat că cetățenii respectivi, în primul rând, ne-au pus la dispoziție amplasamente respective și nu am ratat implementarea investițiilor, pentru că a fost la timp. Liviu Cotoșman este primar al comunei Roșia de Amaradia din anul 2008, iar în această toamnă a depus jurământul de primar pentru cel de-al cincelea mandat.